poți oferi servicii medicale de calitate la prețuri accesibile și pe timp de criză. O susțin cu tărie medicii stomatologi care nu vor să facă rabat de la calitatea muncii lor doar pentru că populația a sărăcit și nu mai are bani să-și trateze dantura. Oricând există soluții cu ajutorul cărora să-ți încurajezi pacienții să vină cu drag la cabinet. Totul din respect pentru meserie și pentru omul din fața ta. Pacienții nu mai își permit să-și facă niște tratamente mai costisitoare, de aceea noi venim în ajutorul lor și oferim o calitate excepțională la niște prețuri cu nimic mai mari decât ale celorlalte cabinete. Asta și datorită faptului că, având laboratorul nostru personal, putem asigura această mare oportunitate pacienților cu riscul de a câștiga noi mai puțin, dar cu marea satisfacție de a oferi niște lucrări calitative și niște lucrări durabile în timp. Avem o colaborare într-adevăr cu o bancă care asigură pacienților posibilitatea de a plăti în rate și atunci oferă sigur posibilitatea de a-și face niște lucrări la care poate altfel nici nu ar visa să le poată obține. Pentru ca sănătatea dinților dumneavoastră să coste cât mai puțin, este ideal să mergeți mai des la dentist. Și pentru pacienți e o afacere bună să vină din timp la stomatolog, să vină la controle periodice, să înțeleagă că vizita la stomatolog nu trebuie făcută doar de nevoie, că vizita la stomatolog trebuie făcută și pentru a întreține igiena orală corect, aș face detatraje periodice, periaje profesionale și de a preîntâmpina cu această ocazie orice afecțiune ce în timp aduce la pierderea dinților și, bineînțeles, că odată cu pierderea dinților, la nevoia de a-și pune lucrări care ar costa mult mai mult decât un simplu consult bianual pentru prevenirea acestor afecțiuni. Nu exagerați cu nimic dacă cereți lucrări estetice, nu doar de durată. Un zâmbet frumos este cu siguranță o bună carte de vizită pentru fiecare. Noi mergem foarte mult pe ideea de estetică dentară. Încă o dată repet faptul că, având laborator propriu, la noi estetica primează și, în afară de o atentă supraveghere de către tehnicienii noștri dentari care vin și văd fiecare lucrare în parte și fiecare pacient în parte, la noi lucrările dentare sunt individualizate în funcție de caz, pe loc, pacientul plecând de la noi cu o estetică desăvârșită. O adevărată afacere însă este să investiți în dantura copiilor dumneavoastră. Grija permanentă pentru dinții micuților poate înfrânge de multe ori chiar și ereditatea. Înainte să apară dințișorii, gingiile se tamponează cu comprese sterile, pentru că astfel stimulăm și erupția dentară și ajutăm micuțul să nu mai aibă durerile timpul erupțiilor dentare. O alimentație sănătoasă asigură într-o mare proporție și o dantură sănătoasă și atunci, dacă noi hrănim copilașul exact cum ne spune pediatru, cu siguranță că acest regim alimentar este astfel structurat ca să asigure și toate substanțele necesare unei dentiști. Vă voi da și un pont. Nu există frică de dentist dacă ați găsit medicul potrivit. Să fiți sănătoși!